Un român de 21 de ani a fost condamnat la moarte în Malaezia pentru trafic de droguri. Sentința nu este încă executorie. Mai sunt alte două căi de atac, dar verdictul final este previzibil. Pentru trafic cu stupefiante de mare risc există o singură sancțiune, pedeapsa capitală. Ministerul de Externe speră să reușească să-l aducă în țară prin sensibilizarea omologilor din Malaezia. Pentru Uniunea Europeană, pedeapsa capitală contravine valorilor umane. Și totuși râde, are un zâmbet încremenit pe față. Privește în camera de filmat și vorbește parcă teleghidat. O țară neiertătoare, cu o singură pedeapsă pentru traficanții de droguri, pedeapsa capitală. Dragi banii îi determină să comită astfel de fapte. Sunt unii care de la primul transport sunt prinși. Are 21 de ani, se numește Ionuț Alexandru Gologan și vine din comuna Telega, Prahova, județul cu cei mai mulți cărăuși români racolați de mari traficanți de droguri. E tată doar cu numele. Fiul său a crescut mai mult singur. Mama l-a abandonat de mic, iar bunica bolnavă l-a îngrijit când a putut și cum a putut. Zvârlit așa de colo-colo, un copil inteligent. Așa, a intrat la liceu și mai departe nu mai știu. Nu a putut să se angajeze într-un loc stabil. Chiar înainte de a pleca în Germania, și vă spun asta că știu sigur, a lucrat la un vecin al meu ca zidar. Era un băiat cu minte el, da? Vedeți dumneavoastră anturajul. Cu spirit de aventură și dornic să câștige un bani, Ionuț Alexandru Gologan a fost ținta perfectă pentru traficanți. L-au pus să facă munca cea mai periculoasă, să transporte drogurile. Pe 26 iunie anul trecut a fost oprit de angajații aeroportului internațional Kuala Lumpur pentru verificarea bagajului. Într-o geantă cu haine pentru femei au descoperit drogurile, aproape un kilogram și jumătate de metamfetamină. I se mai spune și cocaină pentru săraci. În cazul cetățeanului român condamnat în Malaezia, rețeaua de recrutatori a fost dezmembrată. Ei nu intră în contact cu traficanții, ei sunt racolați prin prieteni. Traficanții niciodată nu le spun lor ce se poate întâmpla în momentul în care sunt prinși. Într-un material amplu, colegii de la emisiunea în premieră au arătat cum cărăușii își vând libertatea și uneori chiar viața pe câteva mii de euro. Undeva între 5.000 și 7.000 de euro. Și ce ți-a spus că trebuie să transporti? Cocaină. Când sunt în misiune, au reguli stricte. Se pare un domn, nici de cum un copil. Tot era foarte bine pus la punct. Chiar și la vama avea oameni și lor plătiți ei. În cazul lui Ionuț, planul n-a mers. A fost arestat pe loc. Acum câteva luni, tânărul a postat pe Facebook mesaje despre suferință și groaza din închisorile din Malaezia. Trebuie ca partea malaeziană să fie și sensibilă la faptul că noi în Europa nu mai folosim ca metodă de pedepsire pedeapsa capitală. Autoritățile române i-au angajat tânărului un avocat și poartă discuții la nivel diplomatic pentru a-l aduce acasă. Urmează să fie judecat în apel. Până acum, un singur martor a pledat în favoarea românului. Împotriva au fost 5 pledoarii. Carta vieții sau a morții se joacă uneori între dependență și afacere. Cine este consumator poate scăpa cu doar câțiva ani de închisoare. Cine este însă traficant dovedit de stupefiante, se poate aștepta ca în orice clipă să fie condamnat la moarte. În cazul unui alt român, nu s-a putut dovedi traficul cu droguri. A primit 8 ani de închisoare și 10 lovituri de bici. Pentru traficul de droguri există 13 țări care mai aplică pedeapsa cu moartea, majoritatea țări musulmane, din Asia și Africa. Ionuț Alexandru Gologan e primul român condamnat la moarte în Malaezia.